Primăria Municipiului Călăraș a semnat contractul privind elaborarea documentației tehnico-economice, execuția lucrărilor și dotarea viitorului Club al Pescarilor Dunăreni, obiectiv al unui proiect cu finanțare europeană. Prin lucrările incluse în proiect, se are în vedere valorificarea patrimoniului natural al zonei prin reabilitarea clădirii din Parcul Central în zona Jirlău și transformarea ei într-un club al pescarilor dotat cu sală de conferințe, ce va avea și rol de centru de informare. Clădirea va deveni un loc de referință în comunitatea pescarilor dunăreni din municipiul Călăraș, în care vor putea socializa în desfășurarea diverselor activități specifice, cum ar fi de educație privind protecția mediului și promovarea patrimoniului local, susținere de programe socioculturale pentru valorificarea tradițiilor populare în spiritul autenticității, cu accent pe domeniul pescuitului, instruire în domeniu, organizare de sesiuni de informare care vizează dezvoltarea zonei pescărești prin accesarea de fonduri destinate desfășurării activităților specifice, responsabilizarea comunității pescărești privind transmiterea meșteșugului către noua generație. Mai multe informații privind proiectele aflate în derulare primind de la primarul municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulin. Când încep lucrările la noul proiect Clubul Pescarilor? Pentru că este prima întâlnire, dați-mi voie să le spun tuturor călărăcenilor un an nou cu sănătate, bucurii și, bineînțeles, la mulți ani. Într-adevăr, de proiectul de care spuneam dumneavoastră, Clubul Pescarilor, au fost tot felul de discuții. Aș vrea să subliniez faptul că este un proiect pe fonduri europene, proiect pe care, ținând cont că noi suntem un oraș cu specific pescăresc, vine în întâmpinarea asociațiilor de pescari, unde vor avea vor avea posibilitatea să realizeze întâlnirile pe care ei le organizează într-un mediu plăcut, într-un ambient specific lor, unde pot promova nu numai activitatea pescarilor, ci și flora și fauna din zona noastră. Ne-am gândit ca perioada de după executare a lucrărilor și discuții purtate cu cei de la Inspectoratul de Învățământ, unele din lecțiile pe care elevii le au cu privire la floră și faună să le fie desfășurate în cadrul acestui club al pescarilor. Valoarea nu este foarte mare, este aproximativ 1.100.000 de lei, cu 4 luni de aferente proiectării și încă un an aferent execuției. Vom, prin realizarea acestui proiect în zona parcului, nu facem altceva decât să revitalizăm din punct de vedere al urbanistic, pentru că într-adevăr zona respectivă a fost lăsată mai în paragină, de ce să nu recunoaște, tocmai pentru că noi aveam în vedere să realizăm acest proiect. Eu sper că prin realizarea acestui proiect nu facem altceva decât să continuăm modernizarea parcurilor din municipiul Călăraș și să revitalizăm zonele de promenadă pentru călărași. Ați vorbit de modernizare și de înfrumusețarea acestei zone. Știu că aveți în vedere construirea, demararea unor lucrări la Bazarul Big și despre Piața Mare. Ce ne puteți spune? Aceste proiecte au fost semnate spre jumătatea anului, în a doua jumătate a anului. Sunt două proiecte, după părerea mea, de mare valoare, pentru că, după cum știm, Piața Mare, cum știm toată lumea, avea o construcție care nu mai corespundea din punct de vedere al construcțiilor, pentru că toate grizile erau ruginite, erau corodate, existând posibilitatea de... Structura de rezistență era afectată. Structura de rezistență, da, chiar și acoperișul, existând pericolul dărâmărilor, da, și atunci am hotărât că, indiferent cât va dura proiectarea, execuția cu evaluarea ofertelor evaluarea ofertelor celor care au prezentat s-au prezentat la licitație, pentru că mai bine să suferim prin faptul că nu avem o credere decât să avem pierdere de vieți omenești. La ora actuală contractul este semnat, deja s-a început organizarea, s-a realizat organizarea de șantier.
Vom începe lucrările de structurii de rezistență, începând cu a doua jumătate a lunii februarie, urmând ca până la filele anului deja să o dăm în folosință. Despre bazarul de la Orizont? Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre bazar în contextul în care la nivel național face parte dintre puținele municipii reședințe de județ care realizează lucrări de acest gen, în care să fie inclusiv multe societăți pe un perimetru cu spații moderne, astfel încât să se realizeze un comerț normal și civilizat. Aceste lucrări fac parte din viziunea noastră privind modernizarea municipiului Călăraș. Realizarea pieții de la Orizont, realizarea pieții de la Piața Mare, realizarea bazarului nu face altceva decât să dea posibilitate călărășenilor, ca aceștia să aibă o diversitate de produse, astfel încât unde consideră dânsii să ducă să-și facă cumpărăturile, să poată aproviziona. Lucrarea de la bazar va fi făcută din fonduri proprii sau vor fi atrase? Din fonduri proprii. Din fonduri proprii. Da. La fel ca și Piața Mare, cât și Piața Orizont. Cred că nu aș vrea să se interpreteze că este an electoral. Durata de realizare a unui proiect, început de la faza de licitație până la faza de execuție, este o perioadă destul de lungă. Noi am avut în vedere acest lucru, am început de acum 2 ani partea de evaluare, partea de realizare a caietului de sarcini și iată că anul acesta noi demarăm lucrările pentru cele 3 obiective.